Gelul din ultimele zile nu a adus probleme numai pe uscat, ci și pe Dunăre, unde există pericolul ca sloiurile de gheață să creeze probleme navigației. Prin urmare, a fost creat Comandamentul de Acțiune împotriva Gheții pe Dunăre, care supraveghează și coordonează acțiunile de intervenție pentru distrugerea gheții pe sectorul Dunării, care a fost activat încă din data de 31 ianuarie. Comandamentul a fost organizat în grupe operative de lucru în porturile Drobeta, Turnu Severin, Călăraș, Brăila, Galați, Tulcea, Sulina și Giurgiu. Chiar dacă în prezent nu au fost semnalate probleme în ceea ce privește sloiurile de gheață, reprezentanții Capitaniei Zonale Giurgiu sunt pregătiți. Pe portul Giurgiu avem pregătită nava Boxa 1, ai cărei marinari și motoriști de 2 săptămâni n-au mai ajuns pe acasă și le sunt recunoscători pentru că și-au luat datoria în serios. Mecanicii dorm lângă cazane și nava e pregătită în permanență să fie aptă să iasă dacă necesitățile o impun. Deci poate să ajungă să spargă sloiurile sau, eu știu, dacă sunt ghețuri mai mari, să le fragmenteze. În ceea ce privește cotele Dunării, acestea sunt în limite normale, deși a fost o perioadă când acestea se prezentau foarte scăzute. Dunărea pentru data de 3 februarie în care suntem acum se prezintă bine, sunt cote normale pentru această perioadă. Am avut o perioadă în care, sincer să fiu, mi-a fost teamă, cotele erau scăzute și dacă la aceste cote scăzute ar fi fost câteva zile de îngheț puternic, am fi avut probleme chiar poate înspre pod de gheață. În prezent, în aval de Tulcea, curg ghețuri, motiv pentru care navele care din cauza construcției nu corespund navigației, în actualele condiții trebuie adăpostite sau urcate la mal.